Salutare tuturor! Sunt în drum spre Cluj. Am venit în România pentru 2-3 zile pentru programarea pentru aparatul dentar și m-am gândit să fac un videoclip în timp ce conduc, pentru că oricum nu cred că ajung la programare. Drumul este înzăpezit, nu s-a gândit nimeni să dezăpezească. Circul cu 30 de km la oră, încerc să virez la stânga, mașina merge tot în față, nu prea am șanse să ajung la programare la timp, dar sper să îmi rezolv treaba până la urmă. Sunt printre munți, radio nu merge, m-am gândit să vă răspund la câteva întrebări, să fac câteva videoclipuri, dar primul videoclip vreau să-l fac să vă răspund la o întrebare care unii mi-ați adresat-o, vreo 3-4 dintre voi, iar unii poate că vă gândiți la ea și stați în gardă să vedeți care e faza până la urmă, și anume, care e șmecheria? De ce vreau eu să ajut oamenii? Acum o să citez dintr-un text pe care mi l-a scris cineva, că dacă spun că afacerea merge atât de bine și faci atât de mulți bani, de ce vrei să ajuți și pe alții? De ce vrei tu să... Care e șmecheria la final? Și unii dintre voi m-ați contactat în privat, în ceva gen, bă, hai, spune mie să știu care e faza și lasă-mă în pace. Că, și nu o să mai zic la nimeni, dar spune mie măcar să știu să nu-mi pierd timpul sau mai știu eu. O să vă explic care e faza. Gândirea mea este în felul următor. Fie că mie îmi convine sau fie că nu îmi convine sau fie că vouă vă convine sau nu, piața online se mărește în fiecare zi. În fiecare zi tot mai multă lume cumpără online, deci piața online crește, și în fiecare zi tot mai multă lume vede o oportunitate în a vinde online și aș face și o oportunitate să-și fac un second income sau poate chiar un full job din așa ceva. Dacă aș fi vrut audiență, dacă aș fi vrut să am mai multe vizualizări sau dacă aș fi vrut, nu știu, într-un viitor destul de depărtat, cel puțin după un an de zile, să încerc să fac câțiva zeci de dolari din videoclipurile pe care le postez pe YouTube, aș fi făcut treaba asta în engleză. Aș fi vorbit în engleză, vorbesc foarte bine engleza și dacă aș fi vrut toate astea, aș fi vorbit în engleză, dar eu vorbesc în română pentru că vreau să vă ajut pe voi. Nu mă interesează, am specificat la când am început să fac lucrurile astea, eu folosesc YouTube-ul ca un mijloc de a ajunge la voi, nu editez videoclipurile, nu adaug sunete pe fundal, nu fac imagini în Photoshop să fie cât mai wow când dați click pe videoclipul meu, nu am intro, nu am absolut nimic. Dacă mă bâlbâi, reiau propoziția de la capăt și asta este. Și de ce m-am hotărât să fac asta? În primul rând, cel mai mare motiv care m-a determinat să încerc să vă ajut și să vă arăt modelul de business pe care eu îl fac este că am plecat din România, am 26 de ani, am plecat din România pentru că am vrut mai mult. Nu am plecat din România pentru că eram muritor de foame, nu am plecat din România că nu aveam un job stabil, le aveam pe toate astea. Aveam un job stabil, dar nu aveam un job, nu luam foarte mulți bani, eram puțin peste minimul de economie, să zic, nu știu, cu 200-300 de lei peste minimul de economie de acum 3 ani și ceva. Acum minimul de economie este mai mare. Cred că am avut salarii cam aproape cât e acum minimul pe economie. Nu știu, în jur de 1500 de lei aveam salarii. Pentru că nici nu stau în București sau lângă Deva, salariile nu sunt atât de mari ca în Timișoara sau București. Și da, jobul era stabil, nu aveam probleme cu contractul. Banii, chiar dacă erau puține, mi-ajungeau. Nu am fost niciodată un spărgător de bani, nu beau, nu fumez. Aveam bani suficienți pentru haine, aveam bani suficienți să mă plimb toată ziua cu mașina, aveam bani suficienți să merg o dată pe an la mare și o dată pe an la munte, câteva zile.
aveam bani de tot ce voiam la momentul respectiv, doar că eu vroiam mai mult. Și știu foarte bine cum se trăiește în România, știu foarte bine care este situația în România, politicieni corupți, oameni de la conducere care nu le pasă de popor, nu le pasă să, nu știu, să ofere locuri de muncă, să ofere un bine poporului. Ei, dacă pot, pupă în fund atât cât este nevoie să ajungă în funcție și după aia fiecare trage pe lângă el. Își mai deschide câte o cabană, își mai construiește câte o casă, își mai cumpără câte o mașină, dar poporul tot la nivelul ăla rămâne. Sunt problemele astea cu Dragnea, ce face, cum fură și așa mai departe. Și apoi, sunt mulți dintre voi care aveți probleme adevărate. Repet, eu că am plecat în altă țară, nu am plecat că am avut probleme. Dar sunt oameni, mulți dintre voi care aveți probleme adevărate, care aveți familie, aveți 1, 2, 3 copii. Joburile sunt așa cum sunt, copii în școli, se cheltuie foarte mulți bani. Unii dintre voi aveți bănci, unii dintre voi aveți bănci din cauza că alții v-au vândut vise și v-au spus, hei, haideți pe Amazon, uitați cum se face, puteți să faceți foarte mulți bani, la fel ca noi, ne mergem toată ziua în vacanțe, bem cocktailuri și ne conducem afacerea de pe laptop, de pe plajă, v-au vândut visele, unii dintre voi ați făcut bănci ca să puteți și voi să ajungeți la nivelul ăla și de fapt ați constatat că v-ați făcut bani și ați cheltuit banii, afacerea pe Amazon cu private label nu a mers foarte bine și ați rămas și cu banca. Apoi, prefer să vândă un român pe Amazon decât să vândă un neamț care strâmbă din nas la un salar de 2000 de euro. Neamțul strâmbă din nas, nu-i prea bine. La 2000 de euro, dacă vrei să-l pui să stea. Credeți-mă, nemții sunt, de fapt nu pot să zic că sunt cea mai, pentru că eu doar în Germania am plecat, doar în Germania am lucrat, dar eu sunt uimit cât de puturoși pot să fie. Dacă pui 3 români să lucreze și 7 nemți, românii vor face munca respectivă mult mai repede, mult mai calitativ. Nemții sunt așa mai înceți, nu foarte deștepți, nu sunt deștepți deloc și dacă au o durere, dacă cumva s-au lovit la degetul mic, ei nu mai pot să vină la lucru mâine, că trebuie medical, trebuie să vadă dacă se infectează. Credeți-mă, chiar lucrez în mediul ăsta, lucrez cu nemți, lucrez într-o companie unde sunt într-o companie, da? Nu sunt la cules de căpșuni, nu culeg salată sau alte munci care, din păcate, mulți dintre români le fac. Deci lucrez între nemți și pe ei, de exemplu, dacă îi doare burta lunea, ei nu vin toată săptămâna la lucru. Și e perfect normal, nimeni nu pune întrebări. E perfect normal să ai concediu medical în Germania. În fine, am derat puțin de la subiect. Decât un astfel de neamț care nu se mulțumește cu salariul lui de 2000 de euro, cel puțin, în afară de câteva excepții care sunt de la casele de marcat, de la supermarketuri sau încă câteva excepții, credeți-mă, nemții strâmbă din asta un salariu de 2000 de euro. Nu prea le convine. Și decât un neamț care să nu-i convine un salariu de 2000 de euro și pe lună, și să nu-i combină salariul respectiv și să vrea să vândă pe Amazon pentru a avea mult mai mulți bani, sau decât un turc, sau decât un italian, care și în Italia sunt salarii destul de bune, sau decât un francez, sau decât un englez, și în Anglia sunt salarii foarte mari. În Anglia cred că sunt salarii, minimul pe economie cred că este mai mare decât în Germania. Sunt salarii foarte mari, plus liră versus leu, care este mai mare. Din nou, decât să se apuce oameni de ăștia care comentează la salarii imense și să facă Amazon și să se satureze piața, mai bine vorbesc în română și încerc să vă ajut pe voi, pe români, care aveți într-adevăr probleme.
Sunt unii dintre voi care nu aveți probleme, sunt unii dintre voi care sunteți în momentul actual mult mai bogați decât am fost eu înainte să mă apuc de Amazon, sau mult mai bogați decât sunt, mai bogați, aveți mai multe posibilități decât am eu acum, nu mă interesează. Pe mine mă interesează să vă faceți voi o viață mai bună. Și asta e așa din punctul meu de vedere, că sunt român și îmi pasă. Îmi pasă, mă doare că văd că vin în România să trebuie să merg tot la 2 luni la Cluj pentru aparatul dentar și trebuie să circul cu 30 de km la oră pentru că nimeni nu dezăpăzește drumul. Vrei să virezi de volan într-o parte, mașina merge tot în față. Pur și simplu ești ca pe sanie. În fine, lucrurile astea se întâmplă și voi le vedeți în fiecare zi. Din cauza asta vreau să vă ajut. Din cauza nivelului de trai la care sunteți supuși. Și al doilea motiv pentru care vreau să vă ajut este că, din păcate, sunt oameni care își văd doar propriul lor interes și vor să profite de suferința voastră. Și aici mă refer la oamenii cu cursurile. Credeți-mă, nu îi suport de nicio culoare. Nu pentru că fac cursuri. E perfect, ok, dacă vrei să faci curs și vrei să-l vinzi, este munca ta, îl sistematizezi foarte bine, lucrezi la el, poate că sunt unii care fac videoclipuri și așa predau cursul, sunt unii care fac PDF-uri și așa predau cursuri. Perfect, de acord, nu am nicio problemă cu oamenii care fac cursuri în sensul să le vândă, dar să și ofere informații oamenilor. În schimb, sunt oameni destul de mulți și deja s-a transformat și ăsta să fie un mic business, cel puțin în România și în America, care vă mint, vă vând vise, se folosesc de cele mai ascunse vise, de cele mai mari plăceri ale vieții pe care voi vi le puteți dori, ca să vă vândă cursul respectiv și să ajungeți la concluzia până la final, la final de fapt, când va fi prea târziu, după ce veți da 6, 7, 800, 900, 1000 sau mai mult de dolari pentru cursul respectiv, că nu v-ați ales decât cu datorii sau cu bani pierduți. Cu oamenii ăștia am o mare problemă. Pentru că, da, nu pot să suport oamenii care fac bani de pe urma suferinței altor oameni. Și cei care sunteți de la început în grupul meu știți foarte bine, dacă nu, o să mai zic o dată pe scurt. Eu am prezentat pe un grup mai vechi de Facebook afacerea mea, pentru că eram fericit, vândusem în ziua aia de 4.000 de euro într-o zi. Am postat un print din Seller Central și foarte multă lume a fost... a răspuns super pozitiv, m-au felicitat, am avut zeci de comentarii la postare cu felicitări, 100 și ceva de like-uri, mulți m-au căutat în privat, hei, spune și mie cum faci, zi-mi te rog și mie cum faci, bla bla bla, chestii de genul ăsta. La câteva ore după ce am făcut postarea aia, am făcut o postare în care am explicat destul de frumos, într-o postare destul de lungă, ce fac eu și ce înseamnă afacerea mea pe Amazon. La mai puțin de o oră sau poate, hai să zic, maxim 2 ore după ce am postat postarea respectivă, postarea mea a fost ștearsă și eu am primit bani pe grupul ăla, fără să fac absolut nimic greșit, fără să încalc nicio lege a grupului, niciun termen și condiții. Nu am înjurat, nu am vorbit nimic, am vrut decât să ajut și pe asta probabil a deranjat că am vrut să ajut, sau probabil grupul ăla are un fel de, cum să spun, urmărește să vândă cursuri, sau poate că sunt oameni la administrarea grupului care deja vând cursuri și vând cursuri de private label și nu le convine să mergi să spui, bă, private label sucks, ăsta este adevărul. Deci private label sucks dacă vrei să te apuci acum. Nu.
nu. Dacă tu faci private label din 2014 și ți-ai format deja un brand și lumea știe cine e și cumpără de la tine. Pentru că și aici se înțelege greșit. Nu. Dacă vrei să te apuci în 2019 de private label, îți spun sigur, aproape sigur că vei da faliment. Aproape sigur. Sunt și excepții, dar din 100 de oameni, dacă reușesc 3, dar nu cred, nu, nici 3 nu cred că vor reuși să vândă pe Amazon private label în situația de față. Și da, cam asta au fost motivele pentru care vreau să vă ajut. Mereu, câteodată, de fapt nu, mereu m-am lungit mai mult cu videoclipurile mele pentru că îmi place să explic cât mai mult. Nu-mi place să las ca informația să fie ambiguă, să nu înțelege, să rămâneți în ceață. Pe larg, din cauza asta fac totul pe gratis. În plus, cred foarte, foarte, foarte mult în karma. Nu vreau să par crazy, dar chiar cred că ce oferi ți se întoarce. Și deja, mă credeți sau nu, deja se întâmplă. Am creat grupul, am ajutat și fac și vă ajut în continuare. Și cu ajutorul grupului am primit până acum vreo 2-3 informații de la voi extraordinar de esențiale pentru mine, extraordinar de esențiale, atât de esențiale încât m-am hotărât ca acum din ianuarie, după ce mă întorc acasă, să-mi depun tot ce am nevoie, toate hârtiile și tot ce este nevoie, să-mi deschid LLC în America și să încep să vând în America. Pentru că eu oricum mereu am vrut să vând în America. Este normal să mergi și să ataci o piață de 10 ori mai mare decât să stai pe o piață mai mică, care oricum Germania este pe locul 2, dar este foarte mare diferența între Germania și America. Și datorită unora dintre voi și ajutorului pe care mi l-ați dat, mi-am făcut check la niște lucruri care trebuia să le mai aflu, am obținut niște contacte cu care se iau legătura din America. Totul deja este aproape pus în mișcare și în curând o să încep să vând în America. Deci voi mi-ați oferit mie până acum un ajutor mai mare decât dacă aș fi tăcut din gură și aș fi încercat doar să postez pe grupurile alea în care fac parte, din care fac parte și eu, hei, ajutați-mă și pe mine cu informații. Nu ajută nimeni în grupurile alea. În momentul de față, nu vreau să mă laud sau ceva, dar în momentul de față, dacă cumva am legătură cu toate grupurile care sunt în România, în grupul nostru, chiar dacă suntem vreo 280 de oameni, cel mai mult ne ajutăm între noi. Nu există postare fără răspuns la noi în grup, nu există aproape și nu cred că există postare fără rezolvare la noi în grup. Că răspuns, dar dacă nu are nicio rezolvare, nu prea ajută cu nimic. Dar nu cred că până acum există vreo postare fără rezolvare la noi în grup. Și suntem doar 200 și ceva de oameni. Sunt grupuri unde sunt mii de oameni, grupul unde am fost eu banat erau, nu știu, vreo 3-4 mii de oameni, mai sunt niște grupuri cu câteva mii de oameni, pur și simplu bate vântul acolo. Oamenii adresează întrebări, nimeni nu răspunde. Pentru că de ce? Dacă vrei să afli răspunsul la întrebare, cumpărăm cursul. Simplu. Deci pentru că oamenii de obicei pun întrebări critice pentru afacerea lor. Iar în mintea unora, ca să ți se răspunde la întrebările critice care îți pot salva sau îți pot termina afacerea, trebuie să plătești, nu și în grupul nostru. Și după cum spuneam mai devreme, cred foarte mult în karma și cred foarte mult într-o zicală pe care un om pe care îl urmăresc foarte mult o folosește, Gary Vee, dacă cumva ați auzit de el, un american născut, venit din Europa, oferă, cere. Nu poți doar să stai și să ceri, tu nu oferi nimic. Iar voi, după cum am spus, deja m-ați ajutat mai mult decât m-ar fi ajutat oricine altcineva, prin faptul că am avut niște răspunsuri la niște întrebări critice pentru mine și am obținut niște contacte ale unor oameni din America cu care pot să lucrez și pot să îmi deschid firmă în America, să fiu legal și să încep să vând pe o piață de 10 ori mai mare decât piața din Germania. Cam atât cu videoclipul ăsta, are aproape 20 de minute. Sper că am explicat destul de clar
și încercați să nu fiți deloc sceptici. Pur și simplu testați-mă. Adresați-mi întrebări, veți vedea că le voi aproba. Sunt singurul care are dreptul de aprobare, sunt administrator, dar nu am niciun ajutor. Deci nu se întâmplă ca cineva să vă șteargă postările, sunt singurul care administrează grupul. O să aprob toate postările, o să răspund la toate problemele pe care le aveți și da, încercați să nu mai fiți sceptici. Sunt și oameni care vor să ajute fără a urmări nicio șmecherie. Cam atât. Numai bine și spor la vânzări.